Bărbatul a venit plin de sânge la poarta spitalului. A început să înjure și să scuipe pe toată lumea, de la portar și până la cadrele medicale. Foarte agitat, fiind în stare de anxietate. Plin de sânge, cu mai multe tăieturi. Au reușit să-l imobilizeze într-un fel, i-au făcut o injecție să-l calmeze și pur și simplu i-au acordat primul ajutor pe sper, pentru că în fața camerei de gardă, pentru că pierduse foarte mult sânge. Grăbite să-i acorde primul ajutor, cadrele medicale aproape că nici nu au mai avut timp să se echipeze corespunzător pentru o persoană posibil infectată cu COVID-19. În cazul în care rezultatul testului făcut pentru bărbatul recalcitrant iese pozitiv, el va fi transportat la spitalul de boli infecțioase. Altfel, va ajunge în centrul de carantină din stațiunea Mamaia. Va rămâne acolo 14 zile pe cheltuiala proprie și se va alege și cu dosar de cercetare penală. Marți, individul și-ar fi încheiat perioada de izolare la domiciliu. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și zădărnicirea combaterii bolilor. Managerul Spitalului Orășenesc din Hârșov a anunțat că în cursul acestei zile va solicita Comandamentului pentru Situații de Urgență prezența armatei pentru a asigura paza instituției.